Vai de capul meu. Nu, frate, deci ne vine stresant rău nivelul ăsta. Salutare tuturor și bine ați venit la un nou episod din Car Parking Multiplayer, episodul numărul 5. Vom continua seria noastră de parcări, levels aici. Avem levelul acesta Highway Parking. Hai să dăm drumul, fără să stau prea mult la vorbe. Nu uitați acolo de un like dacă vreți să mai continuăm seria noastră de car parking single player levels din astea cu parking. Ok, avem aici o mașină nebună. Data trecută se auzea foarte încet jocul, așa că am să-l dau tare. What the fuck? Am început foarte bine. Deci da, nu uitați de... Ok, mașina încă e avariată. Da, deci nu uitați acolo de un like dacă vreți ca seria noastră să continue. Stați nițel că se aude foarte tare. Park here. Ok, stai că... Nu degeaba mi s-a părut mie că scria park here. Chiar mi se păruse că am văzut undeva scriind park here. Park car stray. Nice! Am făcut levelul, foarte easy a fost. Hai să dăm next level, loading. Nu uitați de un share dacă doriți să mă ajutați să urcăm în abonați. Fac acest episod dacă vă interesează fix când am terminat live-ul acela cu Brawl Stars. Doar dacă vă interesează. Ok, o să facem în felul următor. Oh! Da, ok, deci trebuie să facem în felul următor. Dăm ușor în spate. Bam, și acum dăm stânga de tot. Bam, acum dreapta. Hai mă! Hai că... Uai, lău cum se aude motorul ăsta de la mașina asta. Cred că e Porsche. Da, e Porsche Cayenne. Forță. Hai să-i dăm așa. Trebuie să facem dreapta. Bam. Și aici facem noi dreapta. Nice, am făcut deja levelul. Băi, ce easy. Hai că poate trecem repede peste aceste levele. SUV parking. Make a reverse parking. Ok, dar unde trebuie să o parchez? Reverse parking, trebuie cu spatele. În regulă, facem un reverse parking, dacă așa vrea jocul, așa zice, bine, așa trebuie să facem, pentru că altfel nu o să se pună. Bam, și stop here. Next level, accept challenge. Ok, SUV parking 2, dar hai să vedem unde trebuie să o parcăm. Sincer, cred că trebuie să plecăm. Hai să mergem noi, uite, așa. Oh my god. Am bușit-o și n-am pierdut. LOL. Câtă logică din partea jocului Car Parking Multiplayer. Ce pui mei pe scurt. Hai să mergem. Da, deci trebuie să plecăm din parcarea asta. Hai să vedem. Înainte, nu? Cred că da. Ok. Și da, ce să zic, nu uitați, în descriere aveți linkurile de la Instagram, de la serverul de Discord și de la grupul de Facebook. Linkurile, dacă vreți să vă alăturați. Avem aici o ambulanță. Ok, am intrat așa într-un cartier, dacă vreți, într-o zonă din asta cu case. A zis make a reverse parking. Bănuiesc în locul ăsta trebuie. Cred că aici trebuie. Stop here. Nice! Deci în parcarea asta aici, în garajul acesta, trebuia să parchez mașina. Next level. Ok, tow truck 2.
cred că... Stop here, gata! Let's go, lol, ce easy a fost asta. Hai să vedem, next level. Accept challenge, tow truck 3. Ah, acum cred că trebuie să merg cu mașina. Mă rog, cu camionul ăsta. Dar fără să cadă mașina, să am grijă. Să am grijă să nu cadă. Trebuie să facem dreapta. Ușor. Dreapta. Trebuie să facem dreapta ușor. Frânăm ușor ca să nu cadă mașina aia. Dar îmi place că virează foarte repede mașina. Gen, camionul ăsta. Foarte repede. Hai să-i dăm tare. Dacă îmi văd o intersecție să-i dau mai ușor că... Ușor. Stop here. Gata. Gata, bosuleica. Am oprit acolo. Super. Bă, deci dacă mai vreți episoade, nu uitați acolo de un like. Poate reușim să terminăm și noi seria. După această serie, dacă vă interesează, o să urmeze Last Day on Earth. După această serie de car parking. Ah, ok, deci cred că încoace trebuie să o iau. O așa. Uite ceva de genul, o să vreau să mergem. Cu camera așa. Că mi-e mai ușor. Ba, aici trebuie să facem dreapta. Ca acolo e X. Ok. Aici facem stânga. Bă, tot ce speră să nu se audă prea tare pe episod. Go service. Ok, trebuie să urcăm aici sus. Ah, ok, gata, și un aceea trebuie. Să avem grijă. Stop here, gata. Let's go. Am făcut foarte multe level în episodul de astăzi. Foarte repede ne-am mișcat. E clar, uite-te, știu cum se vede. Dar faza e că eu nu pot să văd nimic acum. Ok, n-am văzut nimic, că asta înseamnă să fii șmecher. Parchezi mașina fără să vezi. Ești nebun la cap. Asta înseamnă să fii șmecher. Ok. Tiny car 1. Lol. What the fuck, dar ce motor are, dude? Lmao. Bă, ai grijă, taxiule. Ai grijă, dude. Uite, dăm noi așa, așteptăm să treacă mașina asta. To middle. Ok, așteptați puțin, vă rog. Ușor, cu grijă. Bam. Closer to red car. Mai aproape de mașina roșie. Gata, mă, easy. Nice, next level. Driver view. N-am cameră. N-am cameră. Vai. Cred că ceva de genul trebuie să mă încadrez. Move forward. Gata. Stop here. Forță. Next level. Hai că ne descurcăm foarte bine. Chiar ne descurcăm super. Tiny place. Vai. O să fie un loc din acela foarte mic. Cred că o să ne chinuim foarte mult să parcăm acum. Ok. Stai că mă dau acum. Vai. Hai că... Da, dacă e. Ok, facem dreapta. Vine o vreo mașină de acolo? Nu. Trebuie să o parchez. Lol. Unde trebuie să o parchez? Ești nebun. What? Cum în puii mei vrei să o parchez aici?
the fuck, bă, măcar încape mașina aia acolo. Am și o întrebare așa. Stai puțin să le fac loc la ăștia măcar. Măcar să-i las pe ăștia să treacă. Bă, dar încape măcar mașina aia acolo. Acum pe bune. Dude, cum naiba ar putea să încapă mașina asta aici? Poate așa, cu fața. Stop here. Ah, lol! Așa trebuia să o parchez. What the fuck? Mă așteptam să o parchez, să trebuiască să o parchez cu lateral, gen. Da, în fire. E ok, e bine că m-a lăsat așa. Dreapta... Tiny Car 2. Păi facem așa. Ok. Oricum am avansat foarte mult în episodul de astăzi. What? Bă, face mașina asta drifturi și nebun la cap. Let's go. Nebunie pe mașină. Ai, frate, dar mai veniți mulți. Ok, deci hai să avem grijă. R, dăm ușurel așa. Park car stray. Ok, imediat. Ah, lol, hai că m-a lăsat așa. Forță. Next level, track in city. Hai să vedem. Deci sper că nu trebuie să parchez aici tirul. Vai, cred că da. Frate, trebuie să parchez dita mai tirul ăsta acolo. Haideți mă, mai repede, treceți mai repede. Ușure. Ușure. Deci am învățat să parchez cu tirul de pe Eurotrack mai mult. Că m-am obișnuit să joc mult Eurotrack. Mai bine faci un reverse parking cu tirul, că e mai ușor. Adică, na. Acum dăm volanul maxim așa. Ok, și acum trebuie să dau înainte, nu? Ușure. Nice! Gata, am terminat și acest level și avem de-abia 14 minute de filmare. Cel puțin la mine sunt 14 minute. Track. Ok, următorul nivel se numește track. Trebuie să fac stânga, ok. Ușor. Park here. Ok, în regulă. Stop here. No! Dude, serios, de-abia că oprește rabla asta de tir. Frate, pune și tirul de pe Eurotrack oprește mai bine. Ești nebun la cap. Până și tirul de pe Eurotrack oprește mai bine. Zău așa. Ușor. Bun, am terminat și acest level. Bun, cred că am făcut vreo 10 levele, poate mai mult. Gas station truck. Aha, cred că trebuie să iau remorca, mă. Și e logic că trebuie cu spatele. E logic.
Bam, dreapta. Nu văd nimica de chestia aia. Ok. Trebuie să am grijă să nu intru în remorcă, că da. Va trebui să repet nivelul. Nice, s-a terminat și acest nivel. Gas station trailer. Cred că știu cum trebuie să fac. Sau... oare trebuie să o fac cu spatele? I don't know, chiar nu știu. Dă-te mă de aici cu mașina ta. Bă, să nu faceți și voi ca ăsta cu mașina. Dacă vedeți pe unul cu tirul care vrea să parcheze, să nu veniți așa aproape, că... na. Și să nu claxonați așa excesiv, că... pui mei, trebuie să-l, să-l înțelege și pe ăla cu tirul. Doi. Nu, așa, în dreaptă. Haide. Stați așa să am grijă că... na. Move forward. Adică vrei tu să-mi spui mie că... da, cred că da. Ok, în cazul ăsta o să fac asta. Și... cred că știu cum trebuie să fac oameni buni. Ia stați așa. Bă, nivelul ăsta e cam greuț, dacă mă întrebați pe mine. Da. Bă, dar n-am și eu undeva unde aș putea să întorc. Nici că ai mă pe unde să întorci, ești nebun la cap. Ia stai să mai încerc o dată. Hai mă, intră. Da, cred că... restart. Cred că mi-a venit o idee, oameni buni. Opa, da. Nu asta e, nu asta era ideea. Ușor. Ok, și facem așa. O să vedeți ideea. Da, trailer damaged. E clar. Da. Nu, e greu, e greu. Da, nu, deci chiar e greu, frate. Mă doare capul deja. Vai de capul meu. Nu, frate, deci ne vine stresant rău nivelul ăsta. Hai să avem mare grijă acum. Te rog, nu! Mamă! Să-mi bag ceva în ea de după. De dubă. Frate, dacă intra în mine, nebuneam. M-am chinuit foarte mult. Ușurel. Pune-mă frână. Ok. Ok, fraților, următoarea zi este ora 8 și 12 dimineața, după cum ați putut vedea. Hai să dăm iară, pentru că am dat un rage masiv și am ieșit de pe car parking. Cam m-am gândit să pun pauză la filmare și... pentru că efectiv nu mai suportam acest nivel.
dar am revenit în următoarea zi și încercăm să facem acest nivel nebun. Stați puțin că am o idee. Mi-a venit o idee de strategie cum aș putea să fac să trec acest nivel. Acum nu știu dacă se poate mai ușor de atâta, dar sper să reușim, nici că mai contează că se putea mai bine de atât sau, mă rog, ați înțeles voi ideea probabil. Haide să-i dăm drumul. Deci o să vreau să mergem așa la stânga. Ok, aici este această clădire și să avem grijă să nu intrăm în ea. Uite, o să dau așa de sus ca să văd bine. După aia dăm așa, nu? Oh my god! Cât de aproape eram. Dude. Ok. Ușor. Deci ca să înțelegeți, uite cât de la limită sunt eu cu car parking-ul și cu astea. Ușurel. Stați că nu văd nimica de așa, că se făcuse camera nașpa. Let's go. Acum să dăm cu spatele ușurel. Iar acum. Deci ca să înțelegeți, oameni buni, cât efort depun pentru a termina această serie de car parking. Am propus de anul trecut, de când am pus acea postare pe comunitate, am zis că vreau să termin toate seriile de pe canal. Nu vreau să mai rămână nimic neterminat, ok? Deci sunt bine, sunt bine, am plănuit ca lumea totul și am promis și vreau să mă țin până la capăt de cuvânt. Ușor. Vai, nu știu dacă o să reușesc aici. Da, mă temeam de asta. Mai sunt 30 de secunde și s-ar putea să pierd. Hai, te rog eu frumos, lasă-mă să înaintez, lasă-mă să înaintez! Că mai sunt 15 secunde, dude! Vai de capul meu! Frate, dar cum în puii mei aș putea să fac acest nivel panoramă, serios acum, dude? Dar hai să încercăm în altă modalitate, în alt fel. Hai să încercăm, uite așa. Dar cât de enervant poate să fie, în general, nivelul acesta. Da. E foarte, foarte, foarte greu și enervant. Deci ca să mă înțelegeți. Ok, hai, bușește-te, mă. Bă, deci n-am idee cum dracu vrea să parchez sărăcia asta de nivel, frate. Cum trebuie să fac ca să trec acest nivel nenorocit, că m-am săturat? Aș mai avea o idee, dar... Da. Aș mai avea o idee. Încercarea moarte nu are. Așa că... Deci, vă rog, dați și voi acolo un like pentru efortul aici, pe care îl depun. Un efort foarte mare. Pentru că, efectiv, mă chinui în puii mei să trec de nivelul ăsta nenorocit de ieri. Și sper să-l trec cu succes. Nu. Ai leu ce era să intru acolo. Ok, acum o să vreau să dau cu spatele. Ușurel. Nu, stai că nu se duce bine.
Așteaptă și tu, naiba. Stați puțin să dau și o camera mai aproape. Oh my god, cât de aproape era să intru. Da, se aude și tirul ăsta, zici că... Zici că se lovesc cazanele de la... Bunicii, ești nebun la cap. Hai că sunt foarte aproape. Park Truck Straight. Stai nițel că puii mei. Haide, dude! Move forward. Cum adică move forward? Stop here! În sfârșit! Am trecut acest nivel, dude. În sfârșit. Da, ok, aici o să închidem episodul. Pentru că mai am vreo 20 de minute la filmarea de ieri. Da, oameni buni, sper că v-a plăcut acest episod. Dacă mai vreți episod de car parking, nu uitați acolo de un mare, mare, mare like. Și nu uitați de un share, să mărim și noi comunitatea dacă doriți să mă ajutați să facem 3000 de abonați. Follow pe Instagram, server de Discord, grup de Facebook, aveți tot în descriere. Și dacă e, lăsați și un comentariu acolo cu orice, un comentariu cu orice și dacă e vă răspund, dacă este o întrebare sau ceva. Și ce să zic, ne auzim data viitoare. Bye bye!